Bună ziua! Ia să-mi rog când o să fiți gata. Se poate? Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Astăzi venim cu o mică informație în adresa dumneavoastră și a publicului larg. Dimineața noi, deputați socialiști, am înregistrat o sesizare la Curtea Constituțională pentru interpretarea prevederilor articolului 98 din Constituție în colaborare cu articolul 85 din Constituție. Ați văzut ce se întâmplă în ultima perioadă, după ce a fost demis, după ce s-a dus în demisie guvernul Chicu. Am asistat la o perioadă de incertitudine când președintele țării, având obligația constituțională de a desemna o candidatură la funcția de prim-ministru, nu o face. S-a scurs deja 25 de zile. Ați văzut încercarea altor deputați din Partidul Acțiunii Solidaritate de a merge la curte și a da unele întrebări referitor la autodizolvarea Parlamentului și decizia ieri a Curții Constituționale care a remarcat următoarele lucruri. Că autodizolvarea este imposibilă deoarece nu este o situație prescrisă de Constituția țării. În același timp, Curtea clar a stabilit că Parlamentul nu poate fi sancționat cu dizolvarea sa pentru inacțiunile președintelui țării și în acest sens a reiterat încă o dată poziția curții care a fost vociferată și anterior și prescrisă în diferite hotărâri ale Curții Constituționale, cât și buchea și spiritul Constituției, când președintele țării, fiind un mediator și având o poziție proactivă, după consultarea fracțiunilor parlamentare, urmează să desemneze o persoană ca și candidat la funcția de prim-ministru, dându-i posibilitatea, cel puțin 15 zile, ca să formeze echipa guvernamentală și să vină cu un program care să-l prezinte în ședința în plena Parlamentului. Reieșind din această hotărâre a Curții Constituționale și reieșind din faptul că președintele țării inacționează, perpetuând criza guvernamentală, noi astăzi ne-am adresat cu o sesizare la Curtea Constituțională și venim cu mai multe întrebări în adresa Curții ca să vedem ce facem mai departe, în acest sens ajutând președintele țării în viitoarele acțiuni. Deci noi am adresat 6 întrebări Curții Constituționale. Principalele idei care au fost, să-i spunem, sau întrebări care au fost adresate curții, este care este termenul maxim sau termenul limită când președintele țării urmează să desemneze o persoană candidată la funcția de prim-ministru. Și a doua idee sau întrebare principală este care este sancțiunea în cazul în care președintele în continuare refuză sau nu vrea sau întinde, da, acest termen, întinde timpul pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Astfel, argumentând prin prisma legislației, prin prisma Constituției, da, în colaborare articolul 98, care se referă la investitură, da? Cu articolul 85 din Constituție, care se referă la
dizolvarea Parlamentului, noi am adresat următoarele întrebări. Deci și acum să-l dau citire. Care este termenul limită în cadrul căruia președintele urmează să facă prima desemnare a candidatului la funcția de prim-ministru în cadrul termenului general de 3 luni? Deci acest termen general se consfințește și în unele hotărâri ale Curții Constituționale. A doua întrebare sună în felul următor. Refuzul sau inacțiunea președintelui de a desemna un candidat la funcția de prim-ministru constituie faptă gravă prin care încalcă prevederile ale Constituției? Care sunt consecințele cazului în care președintele nu a desemnat candidatura la funcția de prim-ministru, iar între timp s-a scurs termenul general de 3 luni? Care sunt consecințele cazului în care președintele a desemnat candidatura la funcția de prim-ministru, ignorând condițiile temporare de pază 5 de zile de la prima solicitare, precum și în cazul în care refuză să desemneze a doua candidatură, în cazul în care prima investitură a ieșuat? A cincea întrebare care am adresat-o noi curții constituie drept temei de dizolvare a Parlamentului imposibilitatea formării guvernului timp de 3 luni, drept rezultat a refuzului șefului statului de a desemna candidat la funcția de prim-ministru, în principiu tangențial curtea ieri s-a expus, da, asupra acestei întrebări, dar vrem să avem o claritate și mai mare, de aceea am hotărât să, prin această sesizare, să întrebăm concret Curtea Constituțională referitor la acest lucru. Dacă președintele țării refuză categoric, da, să desemneze o candidatură la funcția de prim-ministru, chiar și după expirarea acestui termen de 3 luni de la data de când s-a dus în demisie guvernul anterior. Și ultima întrebare, care este consecința în cazul în care președintele, în urma consultării fracțiunilor parlamentare, consideră că mai există șanse reale pentru a investi guvernul prin intermediul parlamentului existent, dar în același timp s-a scurs termenul de 45 de zile. Deci, noi trebuie să avem o claritate în acest sens. Vedem că președintele țării, care trebuie să aibă o poziție proactivă și în același timp să fie un mediator, dar nu o persoană care să facă jocul politic a unor fracțiuni din Parlament, sau mai bine zis, a unei fracțiuni din Parlament sau a unui partid, membru căruia dumnezeu era până nu de mult. În aceste condiții, deci vrem ca Curtea Constituțională, în primul rând, pentru societate, pentru cei care încearcă să manipuleze cu buchea și spiritul Constituției, să dea niște răspunsuri clare și după aia să președintele țării să acționeze în conformitate cu aceste hotărâri sau această hotărâre a Curții Constituționale și cu în conformitate cu prevederile Constituției. Reiterez încă o dată, președintele are obligația de a desemna o candidatură la funcția de prim-ministru. Această persoană urmează să formeze cabinetul și să vină cu un plan de acțiuni cu programul, da, guvernului în Parlament. Și dacă se dorește într-adevăr ceea ce au reiterat toate fracțiunile parlamentare, inclusiv Partidul Socialiștilor, noi suntem fermi pe poziții că acest Parlament urmează a fi dizolvat și unica soluție în acest sens este soluția constituțională prin neinvestirea de două ori a cabinetului de ministri. Deci, pe, anume pe această cale, noi urmează să mergem odată
Și acest lucru urmează să-l consultăm cu toate fracțiunile parlamentare și să avem o agendă clară și o foaie de parcurs clară pe înțelesul tuturor cetățenilor și să nu mai existe situații când cineva încearcă, manipulând opinia publică sau jonglând cu legea sau încercând să scoată din mâncile sale câte un as, care de fapt nu este as, dar este o carte de valoare foarte mică, să ajungem la dizolvarea Parlamentului, să dăm posibilitatea cetățenilor să ne judece pe noi pe toți, cetățenii țării, poporul Republicii Moldova fiind unicul suveran în această țară, să-și desemneze în viitorul Parlament reprezentanții săi, ca să terminăm odată și odată cu această criză politică, să ne apucăm de treabă și să rezolvăm celelalte întrebări care se confruntă cetățenii Republicii Moldova. Dacă aveți careva întrebări, poftim. Întrebare de la Elena Nistor, Agenția de Presă ITN. Eu, liderul PSR, mi-a anunțat despre inițierea de astăzi a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare referitor la dizolvarea Parlamentului. A reușit fracțiunea PSRM să discute cu vreo fracțiune? Ce feedback a avut de la colegi din alte fracțiuni cu privire la acest subiect? Deci, ieri a fost, într-adevăr, ceea ce a spus pe domnul Dodon, în urma discuțiilor care au avut loc la ședința executivului politic a Partidului Socialiștilor. Deci au fost desemnate două persoane, secretarul executiv a Partidului Socialiștilor, domnul Vlad Bătrâncea, și președintele fracțiunii socialiștilor în Parlament, domnul Corneliu Furculiță, să aibă discuții telefonice, să fie stabilite unele întâlniri cu toate fracțiunile și grupurile parlamentare, în vederea discutării și tangențial să fie să ajungem la un numitor comun sau să trasăm cel puțin acea foaie de parcurs care trebuie să urmăm pentru a ajunge la scopul propus de toți și de fapt ceea ce își doresc și cetățenii. Dizolvarea acestei legislaturi a Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate. Deci, cu referire la acest subiect, detalii le vor da colegii mei, domnul Furculiță și domnul Bătrâncea. Cred că peste ceva timp ei vor ieși într-o conferință de presă și vă vor da aceste detalii. Eu, cel puțin la această oră, nu cunosc dacă au avut loc întâlniri cu reprezentanții celorlalte fracțiuni. Mersi. Dacă nu sunt alte întrebări, așteptăm hotărârea Curții Constituționale pe acest subiect. Eu sper că ea va veni în cel mai scurt timp. Este necesar să avem răspunsurile la aceste întrebări și să vedem cum mergem mai departe. Și președintele țării tot din aceste răspunsuri să-și găsească, eu știu, acele procedee care vor fi în conformitate cu legea și sper că președintele țării va acționa și va avea o poziție proactivă. Politica struțului la noi în țară, atunci când avem o criză economică, criză pandemică și criză instituțională, da, criză politică, nu duce la nimic bun. Cetățenii Republicii Moldova, ei păgubesc din această cauză. Noi trebuie să avem un deznodământ clar și să vedem cum procedăm mai departe. Mersi mult! La revedere!